Laura Codruța Chioveș a ajuns la a patra cercetare făcută de inspecția judiciară. O acțiune disciplinară a fost deschisă după ce fostul șef al DNA nu a respectat confidențialitatea într-un dosar aflat în cercetare. Inspectorii judiciari au reținut că procurorul a inserat în comunicatul de presă numărul 126/8/3/2018 pasaje cu înregistrările discuțiilor purtate la sediul DNA, Serviciul Teritorial Ploiești, despre care a luat la cunoștință în exercitarea funcției și care constituiau probe dintr-un dosar înregistrat la DNA, a precizat inspecția judiciară printr-un comunicat de presă. Este vorba de informațiile pe care procurorul șef al DNA la acea vreme, Laura Codruța Chioveși, le-a transmis presei în luna februarie ca răspuns la atacurile pe care Vlad Cosma le-a lansat în presă. După ce în spațiul public au apărut înregistrări cu discuții dintre fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și fostul deputat PSD Vlad Cosma, DNA a reacționat și a publicat transcrieri din discuțiile dintre apropiații ai familiei Cosma. Vlad Cosma era cercetat într-un dosar penal pentru trafic de influențe, iar discuțiile purtate cu procurorul șef DNA Prahova se refereau chiar la dosarul în care era anchetat. Stenogramele publicate de DNA vizau un dosar penal având ca obiect mai multe infracțiuni, printre care și cea de șantaj. În plus, procurorii DNA au explicat prin acel comunicat că apropiații ai familiei Cosma s-au prezentat la Serviciul Teritorial Ploiești în mai multe rânduri, cu scopul de a-i convinge pe procurori să creeze situații favorabile inculpaților din familia Cosma. Acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare a fost înaintată secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea Laurei Codruța Chioveși.